Cea mai puternică româncă la haltere a trecut peste depresia în care a căzut după ce a fost exclusă de la Jocurile Olimpice. Loredana Toma era favorită la aur, dar nu a mers la Tokyo pentru că alți sportivi români au fost găsiți dopați. Ea primea peste 100.000 de euro și rentă viageră dacă lua aurul olimpic. Triplă campioană mondială și de 12 ori europeană, Loredana Toma a trecut cu greu peste trauma suferită înainte de Jocurile Olimpice. Favorită la aurul olimpic, halterofila a ratat momentul vieții. România a fost suspendată un an pentru dopaj și a fost exclusă din toate competițiile chiar înainte de Jocurile de la Tokyo. Loredana s-a luptat singură cu depresia, nu a vrut să apeleze la un psiholog. Nu simt nevoia să vorbesc cu nimeni, nu sunt vreo vorbăreață, sunt introvertită și nu cred că m-ar ajuta, din contră. E un chin, am plâns foarte mult. Nu mă vedeam ieșind din perioada asta. Cu câteva luni înainte de Jocuri, Loredana a ridicat cu 8 kg peste campioana olimpică de la Tokyo. La cum eram, în ce formă eram, putea să se întâmple orice, n-avea cum să nu câștig. Să fi avut o zi extrem de proastă cât o câștigam. În ciuda suspendării, Loredana Toma a fost declarată cea mai bună halterofilă a Europei în 2021. În tot timpul ăsta, ea nu a ratat niciun antrenament. Te-a mai încălzit în vreun fel premiul ăsta? Nu. O medalie de aur la Paris ar alina suferința? Nu. Nu, asta, medalia trebuia să fie oricum și acum de aur, așa că trebuia să fie a doua, nu alină nimic. Categoria Loredanei a fost eliminată de la Jocurile Olimpice, iar tripla campioană mondială e obligată să se îngrașe 7 kg. La 64 de kg, ea are un abdomen perfect. Trebuie să mănânc în cantități industriale și mi-e foarte greu. De asta nu vreau să mă îngraș foarte repede, pentru că vreau să-l păstrez acolo. Am muncit atâția ani, nu e așa, n-a venit așa peste noapte, știi, ca să pot să renunț la el așa de ușor.